Hei, salutare dragii mei prieteni, eu sunt Alexandrina și în video de astăzi vorbim despre banalul spălat pe cap. Aici pe canal, dragii mele, după cum știți, există o mare diversitate a soluțiilor, a măștilor, a tratamentelor ce au drept scop de a opri căderea părului. Indiferent de toate aceste soluții, primesc în continuare mesaje, comentarii din care aflu că în continuare vă confruntați cu căderea excesivă a părului, și anume tema videoului de astăzi este într-o legătură directă de ceea ce înseamnă căderea excesivă a părului. Așa că în minutele ce urmează mi-am propus să trec așa carața prin apă și să punctez câteva puncte sau câteva idei esențiale în ceea ce privește spălarea corectă, curățarea corectă a podoabei noastre capilare. Întâi de toate, dragile mele, părul trebuie pregătit înainte de spălarea lui propriu-zisă, și anume trebuie pieptănat foarte, foarte minuțios, astfel încât să scoatem toate nodurelele și părul să fie pieptănat, deoarece spălarea trebuie să fie cât mai lejeră și atunci când îl șamponăm să nu tragem prea mult de el și astfel să ne trezim cu ruperea, căderea părului în timpul procesului de spălare. Un alt aspect, apa nu trebuie să fie ferbinte, deoarece apa ferbinte, mult prea ferbinte, vine să deschidă porii. Porii se deschid și zicem pa-pa firelor noastre de păr. Deci la părul nostru cade din cauza faptului că apa este prea ferbinte, așa că optați atunci când vă spălați părul să folosiți apă la temperatura camerei sau un pic mai răcoroasă. Și da, dacă tot vorbim despre apă, la spălare folosiți apă călduță, așa cum am spus, iar la limpezire, la clătirea părului folosiți apă rece, deoarece apa rece vine să închidă cuticula firului de păr, închide porii și părul rămâne acolo unde trebuie el să rămână. Și iată că am ajuns la însăși procesul de spălare a părului. Aici există câteva curente sau câteva direcții, ca în orice situație există dezbateri, sunt unii contra și unii pro. În cadrul spălării propriu-zise, unii sunt de părerea că în timpul spălării părul trebuie să fie lăsat în față, deci întregul proces de spălare să înceapă de la ceafă, în spate. Firele de păr sunt mult mai sănătoase. La exterior, părul este influențat negativ de razele ultraviolete, de soare, de praf. Așa că întregul proces de spălare trebuie să aibă loc undeva aici, în spate. Și un alt argument care vine să susțină această idee, părul fiind aplecat, are loc circulația sângelui mult mai bine pronunțată, se intensifică, respectiv are loc alimentarea foliculilor cu substanțe nutritive, cu oxigen, deci tot de ce are nevoie părul nostru ca să crească. Și argumentul care este împotriva întregii acestea minunății este modul de spălare a părului, exact ca în salon, atunci când ținem capul așa și ca apa să curgă direct din frunte spre crește. De ce așa? Pentru că jetul de apă curgând pe direcția de creștere a părului, acesta este influențat la minim. Deci, am menționat despre poziție, acum trebuie să vă spun câteva lucruri despre șamponare. Șamponarea întotdeauna trebuie să fie făcută de două ori. De ce de două ori? La fel, argumentele sunt simple, raționale și pe înțelesul tuturor. Într-o primă etapă, atunci când aplicăm pentru prima dată șamponul, grăsimea, sebumul, praful, toate soluțiile de hairstyling pe care au fost folosite se înmoaie, deci aplicăm prima dată șamponul, clătim și într-o a doua etapă, atunci când aplicăm șamponul pentru a doua oară, toate aceste substanțe, sebumul care a fost muiat într-o primă etapă, este curățat mult mai ușor, părul rămâne curat, nu rămâne îmbâxit. Și da, dacă tot vorbim despre șamponare, șamponul, masa în sine se aplică în mare parte la rădăcină, iar spuma este extinsă pe lungime și în mare parte părul pe lungime se curăță doar cu spumă, spuma fiind suficientă pentru a scoate praful din cuticule. Cuticule, așa cum am spus, la influența apei un pic călduțe, se deschide și părul devine foarte ușor
de spălat și curățat. Întregul proces de curățare a avut loc. În continuare urmează uscarea părului și aș vrea să punctez câteva lucruri foarte importante. După ce a avut loc spălarea părului, scurgeți apa foarte lejer, cu foarte puține manipulări, nu terorizați părul, nu îl scurgeți ca pe o haină udă sau ca pe un prosop, deci foarte ușor manipulați părul, deoarece părul, porii noștri sunt încă deschiși și orice manipulare în plus vine să ducă la pierderea firelor de păr, așa că foarte lejer. Aplicați un prosop, prosopul trebuie să fie de dimensiune medie, deci optați pentru un prosop din bumbac sau microfibră, de dimensiunile cam celui pentru față și foarte lejer îl folosiți pentru a scoate surplusul de apă. Nu faceți marea greșeală care duce la pierderi masive de păr, nu vă îmbrăcați capul, părul, nu-l strângeți într-un turban de dimensiuni exagerate, deoarece părul, toată greutatea prosopului respectiv acționează asupra părului. Cel mai corect ar fi să întindeți prosopul pe umeri, să lăsați părul să stea pe acel prosop și timp de câteva minuțele prosopul să absoarbă excesul de apă și cât mai sănătos posibil ar fi să lăsați părul să se usuce sub influența aerului. Dacă totuși nu aveți timp și posibilitate să-l lăsați să se usuce de la sine, atunci puteți folosi un fion, dar cu recomandarea să-l folosiți cu aerele rece, la temperaturi cât mai joase, deoarece temperaturile ridicate, la fel, vin să deterioreze și să traumeze părul. Dacă v-ați pieptăna părul înainte de spălare, atunci după uscarea lui nu va mai fi nevoie să-l pieptănați, părul se va așeza foarte ușor, va fi descurcat, dar la această etapă puteți să vă neteziți oarecum părul folosindu-vă de propriile degețele. Cred că ați înțeles că părul nu se piaptănă ud, deoarece părul după spălare este mult mai îngreunat, deoarece dacă veți analiza mult mai îndeaproape structura părului, veți sesiza că acesta are o structură vaporoasă și imediat ce prinde o picătură de apă o absoarbe în întregime și după spălare părul nostru devine mult mai greu. Așa că, având surplus de apă, voi folosiți un peptene ceva, porii nu sunt închiși totalmente și foarte ușor se smulge de la rădăcină, deci nu se smulge, cade singur și se poate rupe pe lungime de la surplusul de apă, așa cum am spus mai devreme. Și acum că am încheiat întregul proces de spălare, de uscare a părului, la final puteți aplica măști uleioase pe lungime, măști care vin să hrănească, să facă ca părul să arate mult mai sănătos, plin de strălucire, de vitalitate. Deci aplicați în palmă o cantitate minusculă de ulei sau unt de cocos, îl omogenizați în palmele voastre și îl aplicați foarte ușor pe lungime și pe vârfuri. Dacă vă doriți ca părul vostru să aibă un miros special de uleiuri esențiale, puteți aplica uleiuri esențiale pe o perie specială. Aici pe canal există un filmuleț în care vă arăt o perie de acest gen, o să inserez link-uri aici sus și jos în bara cu descriere. Aplicați 2-3 picături de ulei esențial pe o astfel de perie și vă îmbogățiți părul cu substanțe nutritive și cu un surplus de miros. Deci asta, dragii mei prieteni, a fost videoul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept cu mare drag comentariile voastre în care să-mi spuneți ce faceți din cele menționate de mine, ce vi se pare nou, ce ați dori să introduceți în rutina voastră de îngrijire, de curățare și de spălare a părului. Eu aștept cu mare drag aceste comentarii. Și da, dați mai departe acest video, rămâneți alături de mine în continuare și ne vedem foarte curând cu un nou filmuleț. Mulți pupici! Pa, pa!